Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Președintele Klaus Iohannis a lansat astăzi un atac dur la adresa liderului PSD. Iohannis l-a numit pe Liviu Dragnea un infractor care progresează în domeniul fake news. Președintele s-a referit astfel la documentele prezentate ieri de Liviu Dragnea, referitoare la unele anchete clasate. Senatorul PSD, Nicolae Bădălău, spune că formațiunea trebuie să aibă un dialog mai intens cu cei peste 100 de parlamentari aflați la primul mandat, care nu cunosc disciplina de partid. Întrebat dacă excluderile din PSD pot genera pierderea majorității în Parlament, senatorul a declarat că este nevoie ca noilor colegi să îi se explice mai intens regulile din formațiune. Comisia Europeană confirmă că premierul Dăncilă a trimis răspunsurile la întrebările transmise de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans cu privire la modificarea codurilor penale. Viorica Dăncilă a transmis însă răspunsurile în limba română. Un nou cutremur a avut loc astăzi în județul Arad. Magnitudinea nu a fost mare, 2,2, însă seismul s-a produs la o adâncime de numai 9 km. În ciuda faptului că Spitalul Universitar din București are heliport încă din 2002, conducerea instituției vrea unul nou. Asta pentru că cel vechi nu mai are autorizație, astfel încât a fost transformat în loc de parcare pentru angajați. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.